acum că am terminat cu freza și cam așa arată unghiile, o să le dau forma cu o pilă de genul acesta și o să le finisez așa cu pila asta și pe deasupra. Și revin cu forma finală, care va fi tot o formă pătrată. După ce le-am dat forma, ne apucăm de partea de curățare și cu ustensile de genul ăsta împing pielițele, după care o să iau o chestie de la freză și să vă arăt cum fac, iar după o să tai pielițele. Despre capul ăsta al frezei vorbeam, îl bag aici și apoi pornesc freza și intru ușor aici cu el și voi face asta la toate unghiile și apoi o să iau furtecuța. O să folosesc tot de la Cupio Nail Bonder-ul ăsta pe care l-am de mult. Se vede cum arată, nu prea am avut grijă de ele. Am terminat, mi-am tăiat și cuticulele și acum vom începe procesul de practic de făcut unghii efectiv. Iar acest Nail Bonder este o chestie, o soluție pe care pur și simplu o aplici așa. Nu trebuie să ai foarte mare grijă când o aplici pe toată suprafața unghii pentru a securiza următorul strat mai bine, să fie, să se lipească, ca să zicem așa, mai bine. O să folosesc ca bază pentru început acest rubber base nou pe care vi l-am și arătat. Să vedem ce este de el, pentru că nu l-am mai testat până acum. O să iau mai puțin, destul de viscos. Și să vedem ce culoare are pe unghia mea efectiv. Ok, îmi place. Eu vreau să fac un French și o să vedeți în continuare cam cum vreau să iasă. Și asta pare că este o bază bună pentru French. Am să mă dau pe toate unghiile un strat și apoi o să vă arăt. Pensula din asta super, super, super subțire și am pus argintiul ăsta de la Cupio la vârf. Nu știu cât de bine se vede, dacă se focalizează. Și vreau să fac un French format din 3 culori, o să vă arăt. Dar momentan continuăm cu argintiul ăsta la vârf, destul de subțire. Și am să vă arăt în continuare, nu știu dacă o să-mi iasă ceea ce îmi doresc, dar vom vedea la final. Acum am venit cu o linie fină de alb. Of, și nu se focalizează. Prima e argintie, apoi alb și apoi o să vină altă culoare. Și tocmai ce eram la ultima unghiuță. Vă dați seama că nici nu mă opriți prea bine și încerc să fac unghiile astea cât mai drepte și cât mai egale cu putință, dar na. Cam asta îmi iese și mie. Gata, am terminat unghiuțele. Nu v-am mai arătat la partea cu roșu, pentru că era același procedeu, doar cu altă culoare. Și aici am încercat să fac o chestie, că am zis să fie ceva, dar aș fi putut să las fără. Anyways, nu mă deranjează și eu încerc aici să fac ceva, adică vreau din ce în ce mai des să-mi fac French, ca să mă obișnuiesc să-mi fac singură. Asta e un... nu e un French foarte reușit, dar dă Christmas vibes așa și îmi place. Trebuie să fac mâna cealaltă acum, care nu e făcută deloc și nu mai am niciun chef după ce am bibilit-o pasta. Greu când stai și încerci singură să faci. Mai am și un lei de cuticule pe care l-am luat de pe Mag, cu care o să mă dau la final, dar după ce fac cealaltă mână. Le-am terminat, iar la mâna asta n-am mai făcut forma aia. Le-am lăsat așa pentru că deja mi era foarte, foarte silă. Mă rog, aici nici măcar nu e nimic prea interesant, dar that's it.
și bradul pe fundal și serialul pe fundal.